Bună ziua, domnul Șucu. Un interviu fulger, sunteți pregătit pentru el? Sărbuna, da. La ce oră v-ați trezit în această dimineață? De vreme. La ce oră vă treziți de obicei? Nu totdeauna de vreme. Care este pregătirea dumneavoastră de bază? Inginer. Și mă comport ca un inginer. Care a fost primul job și ce ați făcut cu primii bani câștigați? Primul job... Am fost inginer la Aro Câmpul Lung și primii bani câștigați am cumpărat ceva lui mama. Un moment de eșec motivant care v-a ajutat în viață? Nu mă gândesc la asta. Când și unde ați avut ultima vacanță? Opa, anul ăsta n-au prea fost vacanțe de niciun fel cu totul. În Delta. În Delta, acum eu am avut un weekend în Delta. Cât de des mergeți în vacanțe? Mai puțin decât mi-ar plăcea. Ce fel de șef sunteți într-un cuvânt? Cred că mai superficial decât aș vrea. Ce nu vă place la dumneavoastră? Lipsa de spontaneitate. Mâncarea preferată? Roșii cu brânză. Ce altă meserie vi s-ar fi potrivit? Niciuna. O iubesc pe asta și nu mai aș schimba-o cu nimic. Ce melodie fredonați în mașină? Happy. Care este filmul preferat? Meet Joe Black. Când ați fost fericit ultima oară și de ce? Nu mi-aduc aminte să fi fost mai fericit în ultimii 17 ani. Ce vă emoționează? Copiii. Dar nu numai copiii mei, orice copii. Și posibilitatea de a-l ajuta, de a-l îndruma, de a-l vedea fericit. Ce fel de leu sunteți? Fără ghere. Și fără colți. Mulțumim. Se deranjăm cu câteva întrebări. Rapide, fulger, care este pregătirea ta de bază? Programator. Care a fost primul job și ce ai făcut cu primii bani câștigați? Antus iarba în cimitir. Și cu banii respectivi am cumpărat o coardă de cățărat. Un moment de eșec motivant. Niciun eșec n-a fost motivant. A trebuit să mă mobilizez că n-aveam de les. Când și unde ai avut ultima vacanță? Ultima vacanță... Nu mai știu că cu pandemia s-a mai făcut de multe vacanță. Chiar înainte de pandemie am fost în San Francisco. Am vrut să cunosc Silicon Valley și a fost foarte fain, mi-a plăcut. Ce fel de șef ești într-un cuvânt? Tind să conduc prin exemplu și să las pe cei cu care lucrez să se exprime, să desfășoare modul lor natural. Ce nu suporți la tine? Impulsivitatea, de multe ori fac greșeli pentru că mă grăbesc sau nu am răbdare să gândesc bine ceea ce trebuie să fac. Mâncarea preferată? Mici cu muștar și cu pâine. Ce altă meserie crezi că ți s-ar fi potrivit? Hai, vino. Ce altă meserie? Doctor. Ce mașină conduci și cu ce te deplasezi? Un Tesla Model X, dar mă deplasez mai mult cu trenul. Când ai fost fericit ultima oară și de ce? Tot timpul să. Când am avut un motiv special. Ce te emoționează? Multe lucruri care mă emoționează. Oamenii bolnavi, în general, sunt un subiect delicat. Câte ore petreci la filmări? Toată viața, non-stop, dimineața până seara. Sport.